permiteți să începem ședința. În conformitate cu prevederile articolului 39, aliniat 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 366/2017, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședința ordinară pentru data de 30 martie 2017, orele 16, în sala de ședințe din strada Vasile Alexandriei, numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016. Comisia de urbanism. Discuții, propuneri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în formă propusă. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Un amendament am aici, dacă vreți. Domnul pentru că în această săptămână s-a deschis axa 7.1 privind investiții în turism și avem și ghidul solicitantului. Ne-am dorit să suplimentăm lista de investiții pentru a extinde și actualiza studiul de fezabilitate pentru lucrarea care urmează a se efectua în zona turistică. La care zonă fac referire aici? La zona din spatele BRD până la grădinița Prichindelul de pe strada Schelei. După cum știți, acolo a fost întocmit un studiu de fezabilitate pentru regenerare urbană, iar acum acea zonă poate fi prinsă ca și investiție pe această axă, 701, pentru investiții în turism. Și solicit pentru actualizare să suplimentăm lista de investiții cu 12.000 de lei. Da, banii pentru această suplimentare se iau de la master planul pe apă și canal. Urmând a fi completat la următoare rectificare. Supunem la vot proiectul cu amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, suplimentarea listei de investiții cu 12.000 de lei. Cine este de acord? Este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru cu amendamentul propus de domnul primar? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2017. Comisia de urbanism. Propune discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, regenerarea și revitalizarea zonelor urbane prin modernizarea spațiilor publice, zone incinte blocuri strada Ion Creangă, strada Vasile Alexandriei,
faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 7F-CGP din 2015, actualizat în 2017, proiectant SC Grup Consult Proiect SRL Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate pe strada Plopilor numărul 27A, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică cu plata taxei de redevență a unor terenuri situate pe strada Plopilor, numărul 27A, municipiul Moinești, în favoarea beneficiarilor locuințelor construite prin Asociația Habitat for Humanity Comănești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1 în municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin. Eu nu sunt de acord cu raliul ăsta și cu banii dați. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Întrucât într-un dintre proiecte sunt organizator, nu o să votez. Am înțeles. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor pe clădiri pe anul 2018 pentru clădirile utilizate de organizațiile non-profit, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ. Comisia de Urbanism. Discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Moinești pentru activități non-profit de interes local. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votați.
Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Moinești pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 93 din 19.08.2016. Comisia de Urbanism. Discuții. Propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Fleșcan Lovin Arseni Diana Nicoleta din municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 150, apartamentul 8, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii a 3 locuințe din municipiul Moinești distruse de incendiu. Comisia de Urbanism. Discuții, propuneri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Votat. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 3 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de 4 locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului de zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții. Propuneri. Intervenții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului de primire în regim de urgență, adăpost de noapte din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de plantare în municipiul Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a unui spațiu situat în imobilul din strada Vasile Alexandrii, numărul 52, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Discuții, propuneri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Da. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Ordinea de zi suplimentară s-a epuizat. Ședință în plen. Doamnelor și domnilor consilieri, continuăm lucrările ședințelor comisiilor de specialitate cu lucrările ședinței de plen, ale Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru astăzi, 30.03.2017, prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 366/2017. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 16 consilieri. 17 consilieri din cei 18 validați în funcție la acest moment. În loc de consilier fiind vacant. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și prevederile Legii Administrației Publice Locale 215/2001, la începutul fiecarei ședințe
ordinare se supune la vot procesul verbal al ședințelor anterioare ale Consiliului Local. Având în vedere procedura de transparență decizională efectuată de executiv pentru procesul verbal întocmit în ședința ordinară din 27 februarie 2017, vă consult dacă există modificări sau completări asupra conținutului pe care noi l-am publicat. Mulțumesc. Nefiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 24 februarie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 24 februarie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi, ordinea de zi suplimentară și a parcurge materialele. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 39 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 și prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 366 din 2017, s-a convocat astăzi 30.03.2017, orele 16, ședința ordinară a Consiliului Local. Ați luat cunoștință de ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Consult plenul în legătură cu ordinea de zi. Dacă sunt intervenții pe ordinea de zi, dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru ordinea de zi? La fel pentru ordinea de zi suplimentară, dacă sunt intervenții, dacă nu, supunem la vot și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci s-a votat ordinea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi de atât. Mulțumesc. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Da. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în ordine, în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 a municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu amendamentul domnului primar. Da. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu amendamentul propus. Da. Trebuie să completez că acea sumă este de 12.000, la care se adaugă TVA-ul și în total e 15, nu? 15.000 este suma totală. Da? Da. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul 2017. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, regenerarea și revitalizarea zonelor urbane prin modernizarea spațiilor publice, zone incinte, blocuri, strada Ion Creangă, strada Vasile Alexandrii, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 7E/CGP/2015, actualizat 2017, proiectant SC Grup Consult, proiect SRL Moinești.
Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile situate pe strada Plopilor, numărul 27A, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate, cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică cu plata taxei de redevență a unor terenuri situate pe strada Plopilor, numărul 27A, municipiul Moinești, în favoarea beneficiarilor locuințelor construite prin Asociația Habitat for Umanitec Comănești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și sportive în semestrul 1 al municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru, abținere. Da. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Cum am spus în comisie, pentru că sunt unul organizator în multe proiecte, nu o să votez. La fel cum am spus și în comisie, vreau să motivez faptul cum am obținut. Nu sunt de acord cu suma aceasta atât de mare, așa cum este cu uraniu. Uraniu o să ar putea face mai rar, după ce facem hotelul, blocul ăsta, negru, s-ar putea filma mai mult în orașul ăsta. S-ar putea face la 5 ani. Eu așa văd lucrurile. E un eveniment cuprins în calendarul de evenimente, care l-am derulat în ultimii 5-6 ani. E la jumătate față de suma de anul trecut. Și de aceea l-am introdus în acest proiect de hotărâre. Da, vă mulțumesc. Mai sunt discuții? Da. Poftiți, domnul consilier. Văd că sunt câteva distorsiuni în ceea ce privește acest proiect de tralii și altele. Sigur că nu ne putem opri din drum, dacă tot a pornit acest traliu, care sigur este, le evidențiază pe noi ca municipiu, ca viitor municipiu și stațiune. Acum, trebuie să ne gândim foarte bine dacă doamna cu bani. Dacă avem bani, asta este toată problema. Când ai bani, îți permiți orice. Dar dacă nu ai bani, îți chem de meseri de așa manieră încât să ne ajungă să prioritizăm tot ceea ce este musai. Dar nu ne putem opri din drum. De aceea, aș ruga cel de la Unești, care am înțeles că este un Schumacher, să pună și el aceeași sumă, la fel ca noi. Și eu ridic 2000. Pentru că am înțeles că el pune 10% sau 15-20%. Consiliul sau să găsim și alți consiliu. Consiliul județean pune de 3 ori mai mult ca noi. Oneștiu pune dublu ca noi. Noi punem 100.000. Eu din câte am înțeles, Consiliul județean la prima, să nu zic abatere, la prima încercare, ne-a promis și nu s-a auzit de cuvânt. Nu, dar poate am fost dezinformat. E deja aprobat bugetul la Consiliul județean. Deci aș vrea să fie un echilibru în ceea ce se privesc cheltuirea banilor noștri. Da. Pentru că sunt atâtea priorități de făcut în municipiul ăsta, te doare inima. Exact. Să vorbesc și pe dumneavoastră la și acest eveniment întotdeauna a promovat municipiul, mai ales acum când am devenit stațiune turistică, să tăiem din evenimentele care deja s-au desfășurat de-a lungul timpului. Nu cred că este oportun așa. Da. Deci este corect. Deja la această oră, dacă ați parcurs lista
bugetul pe anul acesta, această sumă este prevăzută pentru aceste evenimente. Deci să avem de unde. Atunci când ai de unde, îți permiți. Dacă nu ai de unde, mai este tăiem. Este prevăzută la oameni. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt mai sunt interveni, supunem la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și niciodată nu votează. Și nu votează, da. Deci, proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, o abținere și un... Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitelor pe clădiri pe anul 2018 pentru clădirile utilizate de organizațiile non-profit folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Moinești pentru activități non-profit de interes local. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Moinești prin utilități de cult, prin unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Rog. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 93, din 19.08.2017. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Fleșcan Lovin Arsenii Diana Nicoleta din municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 150, apartamentul 8, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 13 voturi pentru. Cu 17 voturi pentru, îmi cer scuze. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență în vederea refacerii a 3 locuințe din municipiul Moinești distruse de incendiu. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Da. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Am înțeles că locuințele vor fi refăcute și cu ajutorul... Da. Am organizat o întâlnire cu cei de la Habitat for Humanity Comănești
Întrucât ei au derulat proiecte pe raza UAT Moinești, după cum știți și dumneavoastră la această oră, sunt 42 de locuințe în Moinești. Am solicitat un ajutor la refacerea celor 3 locuințe și într-un parteneriat cu dumnealor și cu suma alocată de noi vom realiza 3 locuințe de strictă necesitate pentru cele 3 familii pe locația unde a fost casele înainte. Pe locația inițială. Nu pe locația inițială. Nu pe aia, altă. Nu pe aia care a ars, tot în aceeași curte, dar a avut o locație inițială unde deja există o fundație de beton. Da. După aprobarea acestui proiect de hotărâre, probabil săptămâna viitoare ne vom întâlni cu cei de la Habitat să vedem ce pot pune dumnealor la dispoziție, atât din punct de vedere material, cât și forță de muncă, după care împreună cu cei de la domeniul public, de la primărie și această sumă din care se vor achiziționa materiale, vom proceda la construirea acelor locuințe. Și cu voluntariat, dacă vom reuși să mai aducem pe cineva în acest proiect. Supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 3 locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Aș dori să intervin și aici un pic. Dacă și cu sprijinul dumneavoastră și a celor care sunt conducătorii instituțiilor publice, aș ruga să ducem în spațiu public informația că mai sunt locuri și e nevoie de cereri pentru repartizarea locuințelor ANL. Sunt doritori, poate, care nu știu că se pot acorda aceste locuințe și mai mult decât atât, ieri am fost Agenția Națională la ANL, la București și am reușit să fim cumpriși în lista pe acest an pentru construirea unui bloc cu 54 de locuințe. Locația pe care o punem noi la dispoziție este în strada Tristan Țara, în spatele blocului E1. Și o altă solicitare am avut acolo pentru locuințe de serviciu și am pus la dispoziție terenul de fosta locație unde a fost Spitalul Distrofici, tot de pe strada Tristan Țara. Ambele proiecte sunt cuprinse în lista pentru acest an. Deja se va trece la studiile de fezabilitate și proiectul tehnic. De aceea vă rog să informați pe cei care doresc să se prezinte la biroul spațiu locativ din cadrul primăriei pentru a primi o listă cu ce documente trebuie să depună și în luna noiembrie, în fiecare an în luna noiembrie, se stabilește lista de priorități în baza criteriilor stabilite tot de noi în Consiliul Local. Mulțumesc! Supunem la vot proiectul, forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de 4 locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, numărul 14, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului de zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului de primire în regim de urgență, adăpost de noapte din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Ordine de zi la care materialele au apărut pe parcursul acestei săptămâni. Am spus că nu o să mai venim cu ordine de zi suplimentară, dar fiind de strictă necesitate, întrucât plantarea pomilor nu suportă amânare, iar cealaltă solicitare a parchetului este, sunt interesate cele două părți, am găsit de cuvință să inițiem ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de plantare în municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău unui spațiu situat în imobilul din strada Vasile Alexandrii, numărul 52, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la diverse. Avem două pe ordine de zi. Raport privind activitatea desfășurată în cadrul Direcției Creșa Moinești în anul 2016. Dacă sunt probleme sau... La doamna Hampău? Da, este. Ne puteți face o prezentare suficientă? Aveți copii? Cum se derulează activitatea? Sperăm pe viitor să reușim mutarea grădiniței de la parterul acestei clădiri și extinderea activității de la creșă. Mutarea atunci când se va realiza acea nouă grădiniță, care va fi finanțată de Ministerul Educației în spatele blocului greci, lângă noul sediu al parchetului. E aprobat de noi, deja trimis la Ministerul, așteptăm încheierea contractului pentru finanțare. Există posibilitatea ca în acest an să fie încheiat contractul. Da. Mulțumim, doamne.
informare privind plângerile prealabile formulate de ADIS Bacău și de Consiliul Județean Bacău privind hotărârea Consiliului Local numărul 4 din 27.1.2017. Această hotărâre privește taxa de salubritate stabilită pe persoane fizice, tariful pentru agenții economici, cât și tariful practicat la depunere în depozitul ecologic de la Bacău. Consiliul Județean și ADIS au făcut o plângere prealabilă. O să dau cuvântul doamnei secretar pentru că ați făcut răspunsul către dumneavoastră. De fapt, avem trei solicitări. O notificare a instituției prefectului pe care v-am adus-o la cunoștință în luna februarie, care ne solicită prin adresă să punem la dispoziție instituției prefectului toate hotărârile de Consiliul Local prin care a fost stabilită taxa specială de salubritate în municipiul Măinești, începând din anul 2010. Am transmis toate aceste documente cu procedura de transparență decizională aferentă adoptării fiecarei hotărâri. Instituția prefectului nu solicită prin această adresă nici abrogarea hotărârii Consiliului Local nr. 4, nici revocarea acesteia, doar documentele care au stat la bază și documentele care au stat la baza adoptării celorlalte hotărâri din 2010 până acum. ADIS-ul ne solicită abrogarea acestei hotărâri printr-o plângere prealabilă expresă. Am făcut răspuns la această plângere prealabilă. Menționez că prevederile hotărârii adoptate de Consiliul Local nu sunt suspendate, pentru că numai printr-o acțiune demarată pe contencios administrativ de către instituția prefectului județului Bacău poate atrage suspendarea, ceea ce nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, Consiliul Județean ne somează și ei cu o plângere prealabilă prin care ne solicită revocarea parțială a hotărârii noastre. Ei sunt mai blânzi, consideră că o parte din hotărârea adoptată de municipiul Măinești este legală și doar o parte nu este legală. Deci nu au acest punct de vedere comun cu ADIS-ul. Noi am făcut și o scurtă informare, am pus-o pe site la materiale. Am făcut un răspuns documentat atât în ce privește condițiile de formă, cât și condițiile de fond care au stat la baza adoptării acestei hotărâri. Am transmis fiecărui petent în termenul legal răspunsul din partea noastră și așteptăm să vedem care dintre cele trei instituții o să demareze o procedură contencioasă. Adică o să ne cheme în judecat. În acest stadiu ne aflăm acum. Iar la nivel județean, vă pot informa că Rompresto, operatorul regional, a notificat Asociația Dezvoltare Intercomunitară că în 90 de zile va rezilia contractul. Aceasta însemnând undeva 10-11 iunie, atunci va fi perioada finală. De la ultima ședință am mai avut două întâlniri la Consiliul Județean, în biroul președintelui Consiliului Județean, împreună cu operatorul și Consiliul Director al ADIS. Am stabilit câteva priorități, nu s-a întâmplat nimic de atunci, au trecut deja de la ultima întâlnire două săptămâni, de la cealaltă o lună aproape, în care am stabilit ca și priorități să sprijinim și noi Consiliul Local la încheierea contractelor dintre operatori și agenții economici, sub condiția ca să nu mai fie stabilită acea cantitate de 0,5 metri cubi pentru operatorul, pentru agentul economic, urmând ca se negocia cantitățile între operator și agent, așa cum prevede și un contract civil, fiind o voință a părților. După care s-a stabilit ca activitatea în stațiile de sortare din județ să înceapă. Una din ele este și stația de sortare Măinești. Pentru aceasta ar trebui ca întregul areal al municipiului Măinești, respectiv zona 5, să fie cea care de la care se colectează gunoiul selectiv. Am făcut adresă Romprestului să ne comunice de la ce dată va începe această activitate, dar mai întâi să distribuie acele bubele pentru deșeuri reciclabile. Și aici mai e în lucru, a venit odată, nu a dat curs în totalitate la ceea ce am stabilit în biroul președintelui Consiliului Județean. Am fost personal, i-am adus la cunoștință că nu se desfășoară activitatea așa cum am stabilit, să nu mai dea vina pe Consiliul Local și Primăria Măinești, că nu este
asociat, nu-și face treaba ca și asociat în cadrul acestei asociații. Mulțumesc. O altă, mai e pe ordinea de zi, un raport de evaluare pentru ACR. După cum știți, la ultima ședință am adus în discuție ultima ofertă pe care ne-a făcut-o Automobil Clubul Român, respectiv de 27.000 de euro pentru a achiziționa acea clădire. Am comandat un raport de expertiză, numai raportului de expertiză, a rezultat suma de 25.730 de euro. Voi înainta acest raport acestei autorități, ACR-ului. Dacă vor fi de acord cu această sumă, vă rog să... întâi o să vă cer dumneavoastră acordul, dacă sunteți de acord cu această sumă stabilită de în raportul de evaluare, să înaintez la ACR și dacă și dumneavoastră sunt de acord, să trecem la efectuarea procedurilor pentru achiziții. Dacă sunt discuții sau întrebări pe această sumă, că nu trebuie un vot. V-am spus ce vrem să facem cu această clădire. Ea, terenul este al nostru, nu mai costă nimic, iar acea clădire va fi amenajată pentru sediul serviciului domeniu public, care activează acum aici în curte și în garajul de jos. Sunt împrăștiate toate în toate direcțiile. Vrem să fie o locație care destinată numai acestei direcții. Da. Banii aferenți achiziții și amenajării clădirii. Numai pentru achiziție sunt griji. Amenajarea o vom face cu forțe proprii, cu cei de la domeniul public. Pe parcurs, nu imediat. Dacă va mai fi nevoie pentru achiziționare de materiale, în afara celor care sunt prinse în contractele pe care le avem cu furnizorii de materiale, vom veni la rectificările următoare să vă cerem aprobarea. Domnule consilier, dacă mai sunt intervenții, poftiți, domnule. Legătură cu terenul din spatele fabricii de lapte, după jucat, se zona, da. Deslatul din zona aia, am fost întrebat de niște crescători de animale, parece că au fost la primărie și m-au întrebat chiar pe dumneavoastră, la secretară, și le-ați spus că aveți în vedere să închiriați, arătați terenul pentru cineva care plantează livada. Știți ceva de ce? Este nu livada. Este un proiect, doamna Armeanu, vă rog aici să ne spuneți. Da, o propunere pe care a fost o propunere inițială, nu s-a concretizat nimic, a fost pur și simplu la nivelul unei propuneri pe care mi-au adresat-o cei de la ADR pentru un cultivator care a fost invitat la primăria Mâinești să vină cu date mai concrete. Până în momentul de față, cine având dată mai concret în acest sens, nu... Da, încă nu a venit, nu avem... Sens, așa că... Am înțeles, trebuie să ținem totuși. Dar la ora asta nu este interzis nimănui să vină acolo să pască animalele. Să da. Nu știu ce cred eu, de câte știu și eu, de când sunt plecând copil, acest teren izlazul a fost dobândit, dacă nu mă înșel, în urma primului război mondial, a fost împrăpietăriți cetățenii orașul de Fugera, atunci localității Mâinești, după aceea scris la asta. Cred că ar fi bine să consultăm și... Da, bineînțeles că va fi o dezbatere. Să chiar așa. Acum, eu nu zic că nu e bine să... Dar nu e demarat nimic. Deci eu vorb doar în stadiu de discuții. Bineînțeles, pentru a realiza acest lucru, trebuie să aibă loc o dezbatere publică. Nu se va demara proiectul până nu va fi acea dezbatere publică și va fi adus în discuție exact ce se va face pe el. Vedeți că la această oră efectivul de animale a scăzut. Într-adevăr, sunt câteva fermieri, microfermieri, să zic așa, care s-au asociat între ei și chiar și-au pus în gând să mărească acest efectiv de animale. Și dacă fac acest lucru, e foarte bine și noi suntem în sprijinul lor. Deci, la ora asta nu este inițiat nimic pentru acel proiect. Este nevoie de o precizare. Cred că este o mică confuzie. Nici nu se pune problema. Eu am discutat cu acei fermieri, era vorba despre cu totul altceva, era vorba de o suplimentare cu teren către cele două asociații ale crescătorilor de animale pentru a-și depune dumnealor către APIA, mă rog, solicitările pentru plata subvenției. Nici poveste despre altceva. Acum, acele terenuri
sunt în concesiune, sub contract de concesiune, la cele două asociații de crescători de animale. Deci nu au fost retrase. Dumnealor au solicitat la momentul în care le va scădea numărul de animale și dumnealor vor avea de plătit acea redevență, au solicitat municipiului Moinești căderea cu suprafața pentru care dumnealor nu au încărcătură de animale, pentru că nu au de unde să plătească. Dar nici cum să le retragem noi de un de inițiativă. Deci, altceva au fost. Da. Mulțumim. Altcineva? Alte. Poftiți, domnul. Am mai ridicat problema șoselei astea care duce în schelă la Moinești. Noi am reparat șoseaua aia până la pod, dar este porțiunea aia în pantă, parcă e călcată de tank. Deci lua pur și simplu nu se mai poate urca acolo. Sunt atâția oameni care urcă, nu știu, avem dacă, și... Dacă îmi permiteți, luni la ora 11.30, lunea cea trecut, am făcut o convocare și în atenția, trimisă și în atenția directorului de la Petrom OMV. Convocarea a fost făcută pentru a se lua măsuri în zona Lucăcești, unde a fost rupt malul de apa din, de inundațiile din vara anului trecut, în zona locuinței Andreoaie sau la podul Asândoaie, dacă știți acea zonă unde se ia apă. Am chemat odată pe cei de la ISU Bacău, Apele Române, Serviciul pentru Situații de Urgență de la noi și Petrom. Pentru a mă convinge că vine și domnul director personal, luni dimineață în jurul orei 8.30, l-am sunat și l-am invitat pe dumnealui personal, spunându-i că în afară de acea locație mai am două locații în care vreau să merg cu dumnealui personal. Mi-a spus că deleagă pe domnul Sorina Catrinei și Doru Sandu, dumnealor au și venit, dumnealui și-a făcut agenda pe ziua respectivă și nu poate veni. I-am solicitat o întâlnire pe parcursul acestei săptămâni să-mi comunice ziua când poate merge și în acea locație, dumnealui personal, și în alte două locații. Respectiv, drumul Schelei, acolo unde este în proprietatea Petrom, acea porțiune de după podul de la Stângaciu, de și drumul de, la, de acces la Albotești, la stația, cum se cheamă acolo. Dacă știți, la fosta pensiune la Cici. Astăzi este joi, ora 17, n-am primit nicio solicitare de la dumnealui pentru a ne întâlni. Dacă până luni nu, vom trece la altfel de măsuri. Dacă nu măcar freza și pus niște balonți, nu mai unde să te mai duci, nu mai unde să te duci. Chiar îi rog pe domnii de la Petrol, dacă puteți să-i comunicați domnului director, să țină cont de solicitarea mea, ar fi bine pentru că trebuie să luăm măsuri acolo. Deja au luat-o pe Islaj. N-aș vrea ca poliția locală să intervină cu amenzi acolo, pentru că șoferii și numai dașterii am văzut acolo, am fost dimineața la ora 7, numai dașterii care circulă și au luat-o pe iarbă, pe lângă drum. Da, s-a făcut drum pe iarbă. Dacă poliția locală va merge acolo, vor lua măsuri cu dumnealor. Cu cine, de fapt? Cu șoferii care sunt pe dar sau nu sunt șoferi toți. Sunt ingineri, șef de maestri și așa mai departe. Da, dar încalcă o regulă acolo, se duc pe Islaz, n-au voie, pe pășune. Da? Da. Păi să ne comunice și nouă, uitați, sunt... De la pod la deal. De la pod de la Stângaciu la deal. Dar sunt multe drumuri care străie. A fost lege după anii 90, când dumnealor au devenit proprietari. Nu pot spune anumite interdicții, deci nu e legal să spună bariere, nu spune nimeni bariere. Bariere au fost doar o colosire pe care porturile de pădure da. Și a doua problemă, mă uitam în piață, s-au făcut cele două clădiri care sunt noi, sunt frumoase. Problema este că acoperișul la clădirea care face legătura între cele două este pătat tot, ruginit. Are un aspect urât. Are, da, măcar cu niște antisolar, dacă nu pe parcurs, poate pe parcurs, în atenția noastră, face și acum. Încă de anul trecut e luat în calcul, pentru că după ce am terminat hala, am zis că trebuie făcut și reparat și acel acoperiș. Măcar niște antisolar, dacă arată foarte. Da. Cam asta vreau. Da, mulțumim. Altcineva? Poftiți, domnul. Puteți spune, au început lucrările la scenă. Da. Și cu suma care s-a votat,
Nu știu, suma licitată, doamna Artemiza. Nu, că atunci postul domn primar ne-a spus că doar asta e suma maximă, că sigur o să scadă, că nu o să fie niciodată. 541.000. Suma rezultată la licitație. La licitație. Păi eu asta zic. Și atunci când am votat, mi s-a spus că ai o sumă mare. Dar nu putea diminua primarul în funcție de atunci. Doar tot licitația asta. El a considerat că vor veni cu prețuri mai mici. Și eu vă spun că s-a judecat cu suma aia. Da, aia zic, ca să știm. Era o prioritate. Funcție în care avem... Banii, o parte sunt de la Petrom. Așa au solicitat dumnealor ca banii pe care îi dau să investească acolo. Iar cealaltă sumă pe anul ăsta va fi investită în esplanada din fața Tazlăului, dintre Casa Căsătoriilor și Cinematograf. Partea din față. Ordine. Nu, partea de jos. A rămas partea de sus. Eu spun chestia asta că atunci când am întrebat și am deschis suma mare, nu zic că acel primar s-a întâmplat să mai fie. De-aia să fie acum tot din ele. Ni s-a spus că nu ai sumă maximă. Acum de asta spuneți cum. Nu, dar n-am spus. Am spus că e suma care s-a judecat la licitație. Au fost 5, cât au fost? 5. Și eu m-aș fi bucurat să fie mai mult. Eu sunt foarte mare nici vreau să fac acolo. Da, altcineva? Poftiți, domnul consilier. E o ultimă intervenție. Tot raportat la municipiul nostru, care și am ceva în 3D pe telefon, îmi pare rău că n-am un cablu de dată, să-l dau domnului Costea. A spus fiecare la Brașov, la Reșnov, da? Ar pica foarte bine. Am deja în 3D, dar o să vă aduc la masă, la dumneavoastră. Deci undeva sub punul de televiziune, să scrie mare frumos, Moinești. Arată impecabil. Idee de propunere din 4 ani, în capul vostru. Păi n-ați scos-o la rampă, îmi pare rău. Dar arată la data viitoare o să ne spunem. Și scoatem minima de lumina pentru toate. Era vorba de sigla aia, acolo sunt. Sigla e mai interesantă, dar undeva la baza pădurii. La nu, la vârful chiar sus acolo. Da. Costurile sunt minimale. Ca cazemata, nu? Da, mai sunt. Domnul Marchizar. Hai un pic, 5 minute mai durează. Așa, și ultima și am terminat. Vă scuzați, domnul. Am un caz care îl gestionez eu cam de 3 luni, așa, o familie năcășită, dumneavoastră vreau după știți, familia Ciubanu de pe Căliman. Eu le-am făcut două ferestre, o ușă, undeva la 2000 și ceva de lei, cu mare plăcere am făcut, dar mai necesită măcar un 2000 de lei pentru proiectul următor. Eu oricum finalizez lucrarea. Dacă putem să acordăm o sfârșire acestor oameni minunați, vă spun că îl invit pe băiatul ăsta aici, lucrează la Sfântul Moldova, face naveta. Este extraordinar de pregătit, ne colinde pe toți, poate și știți, Ciobanu Costel se numește el. Vorbește perfect literar, este foarte educat și cu un bun simț. Domnul consilier, dacă îmi permiteți să fac cerere către Direcția de Asistență Socială, așa cum au făcut și cei cu incendiu și cea cu ajutorul cu operația, se întocmește ancheta socială, un dosar, dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate. Asta vorbeam, deci, comisia socială. Propunem spre aprobare în Consiliul Local. Dar vedeți dumneavoastră că beneficiarii acestor ajutoare sunt cei cu boli grave, sunt cei cu ajutor social. Sunt dacă dumneavoastră a spus că e salariat la Zlănic, deja s-ar putea cei de la Direcția de Asistență Socială. Băiatul este salariat la Zlănic, dar mamă s-a în mână sucită. Deci, asta va stabili Direcția de Asistență Socială. Mâine, când trebuie să-l dau eu mașină să ducă la Zlănic, să-l ducă la primăria. Deci este un caz chiar inedit. Vedem cum stabilim Direcția. Luna viitoare o să fie pe ucrânt. Mulțumim, domnul consilier. Domnul Marchizar. Un pic de liniște, dacă vreți. Haide. Domnul Mirel, v-a ascultat lumea. Haideți. Nu vă auzim. M-ați auzit? Nu vă auzim. Mai tare. Pentru că orașul era mai frumos și mai curat ca oricând. Mulțumire personală. Cu o întrebare pentru domnul primar. Dacă la intrarea de câte Comănești și Moinești la Pătura după anuștie, aveți în vedere amenajarea parcării și în același timp
cu clădirea de aproape postul de acolo, care era foarte urât. Da. Deci, cu amenajarea parcării, chiar săptămâna trecută am văzut că am tras lumină la acel... Da, De un izvor, da? Iar ca și asfaltare nu este prevăzută acum în bugetul local, poate la rectificarea din iulie să reușim o sumă pentru amenajarea ambelor intre, și la, dinspre nord, dinspre Bacău. Privitor la acel adăpost de la intrarea în oraș pe dreapta, nu aparține în Oate Măinești, aparține Comăneștiului. Noi am propus Comăneștiului, când am făcut acel semn de intrare în oraș, să-l punem pe acea parte, să facem un schimb de teren cu Comăneștiu, întrucât noi la capătul străzii Aicuza avem trei case din Comănești, după cimitirul de la... Știți, dumneavoastră știți cel mai bine, după cimitirul de la Văsiești, trei case de acolo aparțin municipiului Măinești. Și am propus, când s-a stabilit grănițuirea între cele două orașe, am propus domnului primar de la Comănești să facem un schimb, să preia dumnealui acel capăt de stradă, care de fapt de viață este pe Comănești, să ne dea această intrare unde să poziționăm și inscripționarea cu municipiul Măinești. Nu a fost de acord dumnealui și toată lumea crede că acea locație aparține municipiului Măinești. Dacă veniți dinspre Comănești, o să vedeți că indicatorul cu Măinești este mai spre oraș, nu acolo. Pe partea dreaptă, când mergem spre Comănești, limita este la podul de piatră, dacă știți, iar pe partea stângă, când mergem spre Comănești, este înainte de acel adăpost, la ultima casă. Și acela adăpost cui aparține? Poftiți? Comăneștiului. Oate Comănești. S-a făcut azi. Am făcut inspecția cu noi la Comănești, acum am răsus al noastră, rătărâm eu. Eu vă spun, domnul arhitect aici, vă poate spune limita prin punct. Vă puteți veni mâine dimineață să vă arătăm limita. Limitele s-au făcut acum 2 ani. Nu acolo. Acum da. Da. Nu sunt mulțumit de răspuns, pentru că aparține mai deșură. Nu. Vă pot... Nu aparține nimeni, dar nici acum leșurii. Nu. Este, dar nu în inventar. Stați să clarificăm. Ea nu aparține niciunei primării, aparține unei persoane fizice acolo. Pentru că terenul ăla nu este nici al primăriei Comănești, dar este pe raza administrativ-teritorială a primăriei Comănești, a UAT Comănești. Deci limita dintre cele două orașe este la marginea părții carosabile. Deci acea ciușmea care curge acolo și acea clădire care arată cum arată este... În raza unității administrativ-teritoriale Comănești. Iar clădirea aia se află pe terenul unei persoane fizice. Da. Știam un lucrat. Da, vedeți că știți. Dacă îmi permiteți, pot să vă spun. Limita administrativ-teritorială între municipiul Măinești și orașul Comănești este în litigiu. Mai nou, astăzi am primit o citație, ne-au acționat în judecată pentru o suprafață de 59 de hectare de teren pe care susține orașul Comănești, le-ar fi avut amplasate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Măinești și care se suprapune peste islazul nostru. Astăzi a venit citația. Deocamdată nu există termen de judecată, suntem în faza de regularizare. Noi o să întreprindem toate demersurile și diligențele necesare pentru a ne apăra în instanță. Această situație nu este nouă, este cel puțin de 4 ani. Nu numai cu Măineștiu. Deci primăria Comănești se judică cu Dărmănești, Măinești, Asău, Dărmănești, ăsta, tot ce este. Toți vecinii sunt. Privind grănițuirea. Dacă erau vecini și cu gata, da. Nu mai e un pic. Unde? La? Acolo este mare. Pe undeva, pe toate, dar în promisiunea a fost făcut de fața omului acolo că
dacă nu primăria și aici o rată, dacă nu primăria, dacă nu va fi rămâne, primăria va deformata. A pus costul mare pentru deformatare. Și trebuie făcut neapărat pentru că a crescut foarte mult valul de pământ. Acum, cu nouă inundații, se va ridica mai mult. Am făcut adresă, cred că în urmă cu o săptămână și jumătate, 10 zile, la apele la ABA Bacău, având informații că o să primească finanțare pentru regularizare și pentru decolmatări pâraie ce aparțin domeniului public al apelor române. Acest pârâu, acolo îi spune Urminiș, aparține apelor române, întrucât el este afluent al râului Crotuș. N-am primit niciun răspuns încă, dar dacă va fi un răspuns favorabil, vom stabili o listă de priorități. Una din priorități va fi și aceea. Pentru că utilajul nostru sau ceea ce avem noi la dispoziție, nu cred că putem executa o lucrare acolo. Mai mult, dacă ați observat, în ultima vreme, noi am angajat o echipă pentru realizare de gabioane. Am făcut ceva, cam 100 și ceva de metri de gabioane în cartierul Hangan, tot pe Urminiș. Acum se lucrează pe luncă, în curbă, acolo la profesorul Lovin, la un gabion destul de mare. Sper ca în câteva zile să-l finalizez și pe acela, urmând ca să realizăm un altul de 60 de metri în zona fostei rampe de gunoi, pentru că la inundațiile de anul trecut a fost rupt acolo gabionul și avem un termen pentru care am solicitat chiar ieri prelungirea cu 60 de zile, întrucât vremea nu ne-a dat voie să lucrăm acolo, dar este impus de Comitetul Local, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și, ca prioritate, prima lucrare pentru gabionare va fi în acea zonă. Aștept răspuns pentru zona care o spuneți. Pe timpul respectiv m-aș ruga să dați și mie un răspuns de la apelor române și mă ocup... Vă dau adresa care am trimis-o apelor române și care... în care este cuprins și cuprinsă și acea zonă. Aștept răspunsul și fără mă ocup eu. Da. Zici în oraș turistic, Măneșul și cel, pentru mine nu pot să mă pronunț în totalitate. În ce sens? Mă repet, varianta pe strada Atelierilor, mercul corespunzătoare, partea de coborâre de către Beate Moinești, Bacău. Nu se poate lucra pe banda. Pe data de 18 mai este un nou termen care îl avem cu CNADR pentru preluarea acestui sector de drum de 9,6 km de la Găzărie până la intrarea dinspre Comănești. Toate trei procese care le-am avut până acum la judecătorie, Curtea de Apel și în alta Curte de Casație, le-am pierdut. Acum avem o contestație la executare, întrucât CNADR-ul a venit cu executorul să ne dea, să execute această hotărâre judecătorească. A fost contestație la executare și suntem la un nou termen pe data de 18 mai sau mai, cred. Dar eu am fost la audiența lor senatorului Iurel Elie și a zis că face un demers. A făcut deja, vă pot spune că am înaintat adresa către CNADR pentru a anula acea hotărâre, către Ministerul Transporturilor, pentru a abroga acea hotărâre de guvern de preluare a acestui sector de drum de către municipiul Moinești, pentru că a fost dată nominal pentru municipiul Moinești și avem o promisiune că va fi abrogat. Să vă spun că în casă bani, iar proiectul că dacă ar fi să-l luăm, avem o mare problemă pentru anul ce, pentru iarna ce urmează și pentru anii ce urmează. Drumul arată cum arată, trebuie marcat, trebuie dezăpezit în fiecare iarnă, reparații la cele două poduri mari, cel de pe lungă și cel de la intrare dinspre Bacău. Când s-a admis excepția lucrării? Nu am admis-o noi. A fost a drumurilor naționale împreună cu cei de la compania de apă. Poftiți? De ce nu te simtem? Vă pot spune că nenumărate demersuri, s-au schimbat directorii la CRAB, cei care au fost au promis și așa a rămas. Deci s-a luat și garanția pe acea lucrare, fără ca noi să fim întrebați. Nici măcar invitați la comisia de recepție. Și noi suportăm. Noi suportăm toți. Și lumea crede că aparține municipiului Moinești, dar nu e, nu aparține. Da. Mulțumim, domnul. Și măcar nu avem șosea de centură. Da. Așa ar fi trebuit. Dacă aveam o șosea de centură și asta devenea... Asta devenea drum local dacă exista o șosea de centură. Este promisiune de la Ministerul...
municipiul Moinești și atunci eu îl preiau. Este promisiunea la Ministerul Transportului că va lua în discuție această problemă. Noi da. Am pus tot timpul. Mai sunt intervenții? Dacă nu, mulțumim domnilor consilieri, domnilor consilieri și celorlalți.